Credincioșii din Gura Humorului au avut ieri ocazia de a se închina la racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Aceasta a fost adusă de la Catedrala Arhiepiscopală la Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Delegația care a însoțit Sfintele Moaște a fost condusă de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava a fost mai întâi purtată în procesiune de la Biserica Sfânta Varvara din Gura Humorului până la biserica aflată sub ocrotirea Sfinților Arhangheli, unde a și fost așezată spre închinare. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a transmis cu această ocazie gândul de binecuvântare al înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic și a vorbit despre semnificația acestui moment pentru credincioșii din Gura Humorului. Ar trebui să ne punem o întrebare. Oare cum ar trebui să plec eu de la întâlnirea cu Sfântul Ioan? Cu ce răspund eu la acest har mare care mi se dăruiește? Noi nu știm să ne rugăm, am spus în rugăciune pe care tocmai am citit-o, noi nu știm să ne rugăm din pricina mulțimii păcatelor noastre. Fii Tu mijlocitorul nostru. Totuși, ce am putea să facem? N-avem oare și noi ceva să-i aducem Sfântului Ioan? N-avem noi un dar dincolo de pomelnic, de o floare, de o lumânare, dincolo de acestea? Avem noi ceva să aducem ca recunoștință Sfântului Ioan și lui Dumnezeu pentru acest mare har și mare dar care ni se face? Eu cred că da, fiecare dintre dumneavoastră puteți să-i aduceți ceva ca dar. Avem ceva ce să schimbăm în viețile noastre, că toți suntem în postul nașterii Domnului. Nu e loc, oare, de mai multă rugăciune? Nu e loc de mai multă facere de bine, de mai multă milostenie? Nu s-ar bucura Dumnezeu să vadă că mâine, că poi mâine, că săptămâna aceasta, chipul meu mi s-a schimbat, că vorbele mele sunt mai așezate, mai frumoase, că nu judec atât de mult, că sunt cu mai multă atenție față de cei din jur, că pot să iert mai ușor, că pot să dau și eu o mână de ajutor celui care îmi cere așa cum și eu am cerut Sfântul Ioan și am primit. Las întrebarea aceasta și provocarea aceasta și rugămintea aceasta înaintea dumneavoastră ca fiecare să vă gândiți ce aș putea eu să-i dau lui Dumnezeu și Sfântul Ioan ca mulțumire că m-a primit, că m-a ascultat, că mi-a împlinit rugămintea, rugăciunea mea, cererea mea și că am avut un așa mare har și o așa mare binecuvântare să fiu părtaș la acest pelerinaj. Părintele paroh Viorel Ilișoi a apreciat dragostea pe care tinerii din oraș au arătat-o față de Sfântul Ioan cel Nou. Atunci când am făcut anunțul că va trece racla cu Sfântul Ioan prin orașul nostru, prin fața bisericii, v-ați adunat în număr mare. Dar cei mai mulți au fost copiii de la școli și de la colegiu, de la liceu, care astăzi au fost în fața noastră cu torțele, luminându-ne calea la ceas de seară, la ceas de priveghere. Seara aceasta este o chemare, este un îndemn, ca să ne ostenim în rugăciune. De aceea, programul liturgic este neîntrerupt până mâine la prânz. În continuare, în lăcașul de cult au fost săvârșite slujba privegherii și Sfânta Liturghie, răspunsurile liturgice fiind oferite de grupul psaltic Sfântul Inochentie de la Probota.